Pe cei care au avut Scriptura cu dumneavoastră, vă rog să o deschideți împreună cu noi la 1 Corinteni, capitolul 15. Vom citi de la versetul 1 până la 11, pentru cuvântul de predică în seara aceasta. Pagina în Biblie, 1125, în ediția clasică, în limba română, traducerea Dumitru Cornilescu. 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 1 până la 11 este și afișat pe ecrane înaintea noastră. Haideți cu reverența cuvenită să urmărim împreună acest cuvânt din Scriptură pe care Domnul îl pune înaintea noastră. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, Degeaba ați crezut. V-am învățat, înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei, ca unei străpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai nensemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui, față de mine, n-a fost zadarnic, ba încă... Am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Preobiților, fiind o seară de evangelizare în seara aceasta, Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt din pasajul acesta cu privire la Evanghelie. Apostolul Pavel vorbește în paragraful acesta pe care l-am pus înaintea dumneavoastră despre o Evanghelie care poate mântui viețile oamenilor. Însă, acest obiectiv măreț, care este de fapt și obiectivul lui Dumnezeu, este realizabil, așa cum am citit în cuvântul pe care l-ați auzit, citit înaintea dumneavoastră, numai atunci când Evanghelia este propovăduită, este primită, este crezută și apoi trăită sau aplicată, împlinită în viața de fiecare zi. În paragraful acesta, Apostolul Pavel vine și folosește o expresie care a fost foarte... Uh, Greșit folosită în toate denominațiile creștine, în scurgerea a, istoriei Bisericii creștine. Și știți care este expresia aceasta? Așa am primit. Ați auzit oare expresia aceasta vreodată? Așa am primit. Am întâlnit oameni care sub a, expresia aceasta au pus tradiția bisericii. Și au zis, domne, noi nu avem cum să lăsăm la o parte toată experiența înaintașilor noștri, pentru că noi așa am primit. Și noi nu mai putem face niciun fel de schimbare. Noi vrem să fim conservatori și să ne ținem de ce am primit. Și pun sub expresia aceasta o grămadă de practici și ritualuri care nici nu îl impresionează pe Dumnezeu și nici nu cauzează sau produc apropiere de Dumnezeu. Practici care repetate, într-adevăr, sunt o disciplină care împacă conștiința. O disciplină care mulțumește oarecum omul că a făcut și el câte ceva. Am întâlnit de altfel această expresie și în bisericile evanghelice. Să nu credeți că numai bisericile tradiționale folosesc expresia aceasta, vorbind despre tradiția bisericească. Am întâlnit această expresie în bisericile evanghelice. Și au venit unii și au zis, domne, noi așa am primit. Păi ce ați primit? Păi așa am primit, că trebuie făcut așa, trebuie făcut pe dincolo, trebuie procedat într-un anumit fel și, într -un, și în alt fel. Și sub expresia aceasta se pun anumite strategii de închinare, de rugăciune, Anumite strategii de, eu știu, comunicare chiar, și, de fapt, toate strategiile acelea nu sunt decât forme umane care se adaptează cultural în funcție de zona în care trăiești. Am ajuns să înțeleg lucrul acesta când am mers prima dată în Haiti. Tot ce am știut eu despre închinare mi s-a schimbat atunci. Obișnuit cu grupuri organizate, cu programe extraordinare, cu uh, voci deosebite care. Provoacă biserica la închinare, mă acolo. Și când am ajuns în, într-una din biserici, am întrebat, au venit muzic muzicenii? Da, da, au venit, sunt, sunt aici. Dar unde sunt? Era un băiat cu un burlan, care era strâmb, era strâmb așa, îndoit într-o parte, ca să provoace, să producă un anumit sunet când lovea în partea aceea burlanului, apoi... Într-o parte erau niște găuri făcute în ele, ca să în burlanul acela de tablă, ca să influențeze sunetul, sau sunetul pe care îl producea era influențat de găurile acelea și am zis, nu o să mai văd și pe asta. Erau în încăperea aceea aproximativ 4.000 de oameni, în partea cât era acoperită de o prelată, și în curtea clădirii care fusese demolată de cutremurul acela devastator despre care am auzit. Vreau să vă mărturisesc în seara aceasta, când au început oamenii aceia să cânte, pentru slava lui Dumnezeu, am zis, Doamne ajută-mă să înțeleg că adevărata închinare pornește dintr-o inimă deschisă 100% înaintea ta. S-a apropiat fratele păstor de mine și mi-a zis, Iulian, 85% din oamenii care îi vezi aici, din mulțimea aceea mare de oameni, vor merge după terminarea slujbei și vor dormi în stradă, că n-au unde să doarmă. Și atunci m-am întrebat, Doamne, cum ar trebui să fiu eu omul care are nu, nu resurse suficiente, prea multe resurse în atitudinea mea în închinare față de tine? Închid mica paranteză aici, ei au fost foarte diferiți de noi. Am fost acolo cu Comitetul Bisericii, am discutat despre evenimentul acela la ședința care am avut-o când ne-am întors uh, uh, acasă, bineînțeles cu remarcile pro și contra față de stilul de închinare, însă ceea ce mi-a rămas în inimă este că Dumnezeu atinge inima omului deschis, chiar dacă forma pe care o folosesc în închinare este total diferită de ce am fost eu obișnuit să văd ca și formă de închinare. Punem sub această expresie, așa am primit, tot felul de bagaje pe care le-am acumulat în scurgerea timpului, în scurgerea anilor. Și ne batem cu pumnul în piept spunând, Domne, așa am primit. Apostolul Pavel vine și pune această expresie într-un context specific, vorbind despre un mesaj foarte clar. Și vom vedea în seara aceasta cum prezintă el această evanghelie pe care el dorește ca biserica nou formată din Corint să o țină în centrul atenției, pentru că numai această evanghelie poate mântui omul și îl poate duce în împărăția în împărăția lui Dumnezeu. Vorbim despre tradiție bisericească astăzi și poate noi suntem justificați să zicem, domne, noi nu suntem ca biserica primară, că noi am adunat an mulți de experiență, nu? Știți de când era plantată biserica asta? Probabil de vreo 20 de ani. Că după toate probabilitățile, această epistolă a fost scrisă undeva în anii 5, 5, 60. De la înălțarea Domnului la cer să fi fost undeva în anii, în jurul anilor 30, 35. Și de la înălțarea Domnului la cer a fost o perioadă până când s-a provăduit Evanghelia în Corint. Să zicem că undeva la vreo 20 de ani. Și în 20 de ani oamenii ăștia au adunat atâta bagaj încât a fost nevoie ca Apostolul Pavel să vină la ei și să le spună opriți-vă că pierdeți din, din vedere ceea ce este cel mai esențial și anume mesajul care transformă viața voastră și care în final vă va duce în împărăția lui Dumnezeu. Să înțelegem ce se întâmpla cu Biserica din Corint. Știți ce se întâmpla cu oamenii aceștia? Care primiseră mesajul Evangheliei și pe care îl acoperiseră cu, îl acoperiseră cu practicile lor. În Biserica din Corint, citim capitolul 5, era curvie. Ups! Cum se poate pomeni așa ceva? De... În Biserică? Iată că în seara asta am auzit că o națiune creștină, o națiune creștină, care numără peste 90% din populație sub acel, acea declarație, neam creștin, vrem acum să introducem și în Constituție, că suntem creștini, ca toată lumea să știe că suntem o țară creștină. Și de partea cealaltă, printre locurile fruntașe la avorturi, țară care ne declarăm creștină, în care corupția este la culme pe toate planurile. Țară care se declară creștină și frații nu se înțeleg între ei. Țară care se declară creștină și se întâmplă tot felul de anomalități sociale, anomalii sociale de care avem parte în, vrem, în, vrem, în vremurile acestea. Țară care se declară creștină. E bine, asta se întâmpla și cu corintenii. I-au zis, domnule, noi suntem mari și tari. L au încă în primele capitole. Dacă ne uităm bine, în 20 de ani nici n-a putut să, să se schimbe un pastor, pentru că o biserică se așează și trebuie slujită de omul chemat de Dumnezeu. Și rămâne acolo și slujește pentru că Dumnezeu a investit autoritate în el pentru a face slujba respectivă pentru gloria lui Dumnezeu. Și auzi ei, după câțiva ani de când s-a plantat biserica, au început să zic: ha, Eu sunt al lui Pavel, altul eu sunt al lui Apollo, altul. Nu, domne, eu sunt al lui Chifa. Ăsta e băiat de asta, explosiv, când vine la noi. Nu-i ca Pavel, ține studiu și e plictisitor. A, chifa? Strigă tare. Nu, sunt alu chifa. Alții au zis. Nu, noi, de fapt, nici al unul dintre ăștia, că noi nu suntem de pe pământ, noi suntem umblăm cu capul în nori. Noi nu suntem al nici unul dintre ei, noi suntem direct ai Domnului Isus. Adică ei nu recunoșteau niciun fel de autoritate umană. Ei ziceau că direct pe Domnul slujesc și ei nu puteau să se supună autorității. Oare nu se întâmplă lucruri asemănătoare și în vremurile care trăim astăzi? Elitismul acesta religios, când vedem lideri mondiali care își creează biserici satelit și predică, transmis prin anumite, au vreo 5-6 biserici și ei păstoresc acea, acea biserică în același timp, acele biserici care numără mii de oameni, le păstoresc în același timp, pentru că, domne, ei sunt celebri, nu? Pe când dimensiunea pastorației este clar explicată de scriptură. Trăim vremuri în care oamenii se încolonează în urma oamenilor și pun bagajul acesta asupra mesajului Evangheliei lui Hristos. La cina Domnului, din 1 Corinteni, capitolul 11. Un alt ritual pe care îl găsim aici, în această, în această biserică nou formată. Știți ce făceau? Au zis ei, domne, noi nu suntem ca frații de la Ierusalim, ăia-s le merge un pic mai greu. Noi suntem un oraș așezat. Domne, noi avem resurse financiare. Hai numai să cina Domnului, nu mai facem așa cum ne-a învățat Pavel la început. Hai să ducem și noi, fiecare dintre noi câte ceva și au ajuns, spune cuvântul Domnului, nu vă spun de la mine lucrul acesta. Citiți 1 Corinteni, capitolul 11. Au ajuns să aducă la cina Domnului la biserică bunuri de acasă și s-a transformat evenimentul cinei Domnului într-o etalare a resurselor și se întreceau care are mai mult, se umileau între ei. Unul pleca acasă biați, spune scriptura, și altul pleca acasă flămând. Și era o, o dezordine, un, un haos absolut. Și vine Pavel și le spune, scuturați tot gunoiul ăsta și veniți la esență. Veniți la esență. Pentru că iată ce am primit. În seara aceasta vom sublinia împreună și aș vrea să fac această subliniere pentru ca dumneavoastră, cei care sunteți aici, și deja aveți în dumneavoastră acest mesaj al Evangheliei lui Hristos, care abundă și care vă face viața o binecuvântare și care vă dă putere să vă bucurați de fiecare clipă în părtășie cu Dumnezeu, să exuberați înaintea Domnului în bucurie în seara aceasta și să-i spuneți Domnului, Doamne, te laud pentru această Evanghelie pe care am primit-o. Și dacă cumva ești aici și ai o altă Evanghelie, sau trăiești după alte rânduieli, după alte... Sfaturi omenești, mă rog lui Dumnezeu din toată inima în seara aceasta. Ca seara aceasta să fie seara în care să-i spui lui Dumnezeu, nu lui Iulian, pentru că scopul meu nu este să te conving, să aderi în, la ideile pe care le împărtășesc cu tine, ci scopul meu în seara aceasta este să-ți dau cuvântul lui Dumnezeu și, în, în consecință, să aderi la Dumnezeu însuși Amin. și la cuvântul Bibliei revelat pe înțelesul nostru al tuturor binecuvântat să fie în numele Domnului. Am sintetizat mesajul în trei idei simple ca să putem să le, să le memorăm ușor. Ne vom uita în seara aceasta la această Evanghelie și vom vedea care este mesajul Evangheliei. Apoi ne vom uita la această Evanghelie și vom vedea care este mărturia Evangheliei. Ușor de ținut minte, mesaj, mărturie. Și apoi, în partea finală, ne vom uita la această Evanghelie și vom vedea care este miracolul aceasta, acestei, acestei Evanghelii. Miracol pe care atât Apostolul Pavel, cât și noi, cei care l-am întâlnit, întâlnit deja pe Domnul în viețile noastre, îl trăim în fiecare zi binecuvântat să fie numele Domnului. Ne uităm, în primul rând, cum, cum deja menționam, ne uităm la mesajul Evangheliei. Dați-mi voie să vă spun în, în seara aceasta că nimic nu poate mântui viața omului decât ceea ce sublinează Apostolul Pavel în pasajul pe care l-am citit înaintea dumneavoastră. Dacă veți merge la oameni, la lideri religioși, care vă vor spune că dacă dați bani la biserică, vă va fi mântuit sufletul, să nu-i credeți. E o minciună. Și vă spun lucrul acesta cu frică de Dumnezeu. N-am niciun interes de la dumneavoastră. Eu plec în seara asta la Oradia și nu știu dacă Dumnezeu ne mai dă zile să ne mai vedem vreodată. Însă vreau să vă spun cu frică de Dumnezeu în seara aceasta, Că dacă va veni cineva la dumneavoastră și vă va spune că puteți cumpăra cu bani iertarea păcatelor, să nu-i credeți. Că e o minciună grosolană. Iertarea păcatelor vom vedea în seara aceasta. Cum se obține înaintea lui Dumnezeu? Dacă vor veni la dumneavoastră sau veți merge la oameni căutând apropierea de Dumnezeu, și cineva, vreunul din liderii religioși, vă va spune că obținerea iertării păcatelor se poate experimenta sau puteți obține iertarea păcatelor făcând caritate sau făcând anumite ritualuri. Să nu credeți! Să nu credeți lucrul acesta! Pentru că soluția pentru păcatele oamenilor este revelat aici, în cuvântul Scripturii. Am întâlnit un bărbat care a venit la mine și mi-a zis, Iulian, m-am trezit într-o zi, făcând genoflexiuni. Și m-am gândit, Doamne, dar unde mi-a fost mintea când am acceptat o asemenea, o asemenea soluție? Exercițiile fizice ne ajută să ne definim musculatura și nici de cum sufletul. Înțelegeți, vă rog, respectul pe care îl port pentru dumneavoastră în seara aceasta și sublinierile pe care le facem le vom face bazate pe cuvântul pe care îl găsim scris negru pe alb, în Biblie, în Cartea lui Dumnezeu. Auziți ce spune Apostolul Pavel cu privire la mesajul Evangheliei. Versetele 3 și 4. V-am învățat, înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi Binecuvântat să fie numele Domnului. Ăsta este mesajul Evangheliei. Știți ce diferă creștinismul de orice religie din lumea aceasta? Creștinismul este diferit de toate religiile lumii prin faptul că promovează un mântuitor care a venit să ofere o moarte înlocuitoare. Conceptul acesta nu este un concept nou și nici inventat de oameni, ci este revelat de Cuvântul lui Dumnezeu găsim pe paginile Sfintelor Scripturi, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, că Isus Hristos este soluția lui Dumnezeu pentru păcatele oamenilor. În grădina Edenului, când a fost începutul începuturilor, omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Fiind creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, era într-o armonie perfectă, absolută, cu Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în răcoarea zilei, Dumnezeu intra în armonie, în părtășie cu creația, cu omul creat după chipul și asemănarea lui. Însă Dumnezeu și-a revelat una din așteptările lui și a spus omului să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului, pentru că în ziua în care vei mânca vei muri negreșit. A mâncat omul din, fruct, din fructul oprit, supărându-l în felul acesta pe Dumnezeu și neascultând de porunca lui Dumnezeu și aceasta a cauzat moartea veșnică. Îl găsim pe, îl găsim pe Dumnezeu în scriptură, venind și luând atitudine față de greșeala omului. Și a spus, pentru că ai săvârșit lucrul acesta, iată lista de consecințe care te pasc. Despărțire eternă de Dumnezeu, blestem asupra pământului și lucrul acesta îl vedem, le simțim din plin în viețile noastre de fiecare zi, în lumea aceasta în care trăim. Însă, lucrurile n-au rămas suspendate în aer. Și povestea aceasta relatată în Geneza, capitolul 3, nu se termină așa undeva suspendat rămânând, prezentându-ne un Dumnezeu surprins de gafa omului. Ci în grădina Edenului, Dumnezeu s-a uitat la om și a văzut falimentul omului. Și acolo, în Genesa, capitolul 3, versetul 15, pentru prima dată în istoria oamenilor, Dumnezeu promite pe Iisus Hristos. Se adresează șarpelui spunându-i că pentru că a măgit pe omul creat după chipul și asemănarea lui, va veni ziua când sămânța femeii îi va zdrobi capul aceasta s-a întâmplat la Golgota, în urmă cu aproximativ 2000 de ani. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a părăsit slava cerului și a venit printre noi oamenii. A luat un chip ca al nostru, a trăit arătându-ne un model de viață, așa cum subliniam dimineață. Și apoi a mers la calvar și a târnat între cer și pământ pe lemnul durerii. A plătit odată pentru totdeauna păcatele lui Iulian și păcatele fiecăruia dintre noi. Și iertarea noastră este posibilă datorită lucrării lui Isus Hristos la Calvar, binecuvântat să fie numele Lui. Și Apostolul Pavel vine și spune că ăsta e mesajul Evangheliei: Nu există nicio coloratură, nicio altă soluție, nicio altă, niciun alt mijloc prin care noi putem să obținem uh, uh, iertarea pentru păcatele noastre decât prin Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Mesajul Evangheliei este că Isus Hristos a murit și a înviat după Scripturi. A murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru a-și dovedi autoritatea asupra morții și asupra iadului slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. Acesta este mesajul Evangheliei. Acesta este mesajul Evangheliei. Încercăm noi să îl îmbrăcăm cu alte elemente cosmetice? Poate vă uitați la mine în seara aceasta și spuneți, Doamne, nu e ceva mai complicat. Nu, Soluția lui Dumnezeu pentru recuperarea vieții omului a fost moartea singurului său fiu. Ioan capitolul 3, versetul 16 ne spune felul următor. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică binecuvântat să fie numele Domnului. Ăsta este mesajul Evangheliei. Mergem mai departe și ne uităm la mărturia Evangheliei. Apostolul Pavel vine și spune aici că Iisus Hristos a murit și a înviat. Însă această înviere a Domnului Iisus Hristos nu este un bazm inventat de ucenicii disperați care se vedeau fără lider. Nu este așa cum au spus mari preoți că este. Ci mesajul învierii Domnului Isus Hristos este unul adevărat. Isus Hristos a înviat dintre cei morți. Isus Hristos a înviat dintre cei morți. Și știți care este argumentul sau care este lucru pe care Pavel îl pune în sprijinul argumentării acestei idei pe care el o pune pe piața teologică, discutând de fapt sau revelând inima lui Dumnezeu. El vine și spune că Iisus Hristos a înviat din morți. Însă Iisus Hristos nu este o nălucă care umblă pe lacuri sau nu este o nălucă care a dispărut și nu, nimeni nu l-a mai văzut, ci s-a arătat viu după înviere. Adică oamenilor le este dată posibilitatea să se întâlnească cu acest Iisus Hristos. Știți care este mărturia Evangheliei? Întâlnirea personală a omului cu Dumnezeu. Câți dintre dumneavoastră v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos? Ridicați o mână fără rușine. Este cea mai minunată zi, cred că, din viața fiecăruia dintre noi. Cei care n-ați experimentat o asemenea întâlnire cu Domnul Iisus Hristos, ați văzut că se poate ca oamenii să se întâlnească cu El? Ce pot eu să vă spun mai mult? Apostolul Pavel vorbește despre întâlnirea personală cu Domnul Isus Hristos și ne este descris în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolele 8, 9, mărturia aceasta extraordinară a arătării sau a descoperirii Domnului Isus Hristos pentru Apostolul Pavel. Spune Apostolul Pavel că s-a pregătit să meargă să prigonească Biserica Domnului Isus Hristos și mergea la Damasc ca să-i prindă pe cei care s-au încolonat în urma lui Hristos formând Biserica creștină și să-i prigonească să-i bată și să-i aducă legați la Ierusalim. Și făcea lucrul acesta dintr-o convingere, știind că ceea ce face este ceva bun, e bine să facă lucrul acesta. Avea și argumente religioase pentru această decizie pe care o lasă. Și acolo, în drumul Damascului, la un moment dat, Iisus Hristos, cel înviat dintre cei morți, apare în drumul lui Pavel. Și Pavel, cu ochii aceștia de carne, Vede miracolul Revelației lui Isus Hristos. N-a știut cine este pentru că nu putea să-l asocieze cu nimeni. Nu l-a văzut vreodată și nici nu știa ce se întâmplă cu minunea aceea. Nu știu dacă credea sau nu credea în îngeri și din care partidă a fariseilor se afla. Însă cert este că la un moment dat, când și-a auzit glasul, s-a uitat că de acest Isus, s-a uitat că de această persoană care se, i se revela și l-a întrebat: Cine ești? Și Domnul Isus Hristos, cu cuvinte simple însă cu cuvinte care au revoluționat, au schimbat viața acestui mare om al lui Dumnezeu. Eu sunt Isus Hristos, pe care tu îl prigonești. Oamenii se întâlnesc cu Isus Hristos. Vă pot prezenta în seara aceasta multe experiențe din Scriptură ale unor oameni care l-au întâlnit pe Domnul Isus Hristos. Vă aduceți aminte de Zacheu, acest om scund, acest om mic de statură, care dacă era o mulțime mai mare de oameni adunată și stăteau ridicați, nu putea să vadă peste ei. A luat hotărârea de a se urca într-un dud. Însă să nu credeți că Zacheu era o persoană oarecare. Era unul din oamenii cu autoritate în societatea respectivă, în vremea lui. S-a urcat în dud și s-a uitat din dud să-l vadă pe Domnul Isus Hristos. Pentru că auzise despre el. Și și-a pus de gând măcar să-l văd. Am auzit atât de multe lucruri impresionante. Am auzit atât de multe lucruri miraculoase. Am auzit atât de multe lucruri mari despre el, aș vrea să-l văd. Și s-a urcat în dudul acela și s-a mișcat mulțimea cea mare de oameni, între care era și Domnul Isus Hristos. Și la un moment dat, Domnul Isus Hristos îi oprește pe toți. Se oprește sub dudul în care era Zacheu, se uită țintă la Zacheu. Cunoscându-i numele lui Zacheu, l-a strigat, Zache, dă-te jos, vino jos, că astăzi vreau să intru în casa ta. A fost ziua când l a întâlnit pe Iisus Hristos. Au fost alți oameni în Scripturii pe care îi găsim. Apostolul Petru, de exemplu, a avut și el un moment al întâlnirii personale cu Hristos. A fost uh, Evanghelistul Matei și el o persoană care avea un caracter dubios și era contestat de semenii lui, de conaționalii lui uh, pentru faptele pe care le făcea. În loc să arate îndurare către uh, cei care erau din neamul lui... El se purta altfel decât ar fi trebuit să se poarte. Și într-o zi a venit Isus Hristos, a oprit în dreptul lui și a zis: Matei, vină după mine. Matei a lăsat totul și a plecat după Domnul Isus Hristos. Însă, iubiții mei, frați și surori, dragi prietenei Cuvântului lui Dumnezeu, a Evangheliei, în seara aceasta, dați-mi voie să vă spun că dacă Domnul Isus Hristos nu mai este în persoană între noi, asta nu înseamnă că noi nu mai putem întâlni astăzi. Am citit mărturia unui bărbat din Mauritania, numele lui este Sem. Nu știu celălalt nume, pe consiliul de securitate n-a fost menționat numele lui. Și ne mărturisea cum a primit el evanghelia, cum a primit el mesajul lui Dumnezeu. Într-o zi a auzit despre Isus Hristos. Și se gândea el, domne, cine e persoana asta atât de bună? Era înconjurat de Răutate. Era înconjurat de oameni care uh, uh, se comportau abuziv cu el. Și-a întrebat, domne, cine e omul ăsta despre care se povestește și care este atât de special? N-a avut acces la Biblie, n-a avut acces la un creștin care să-i vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Și într-o zi mergea de la casa tatălui său spre casa lui. lui, chiar dacă acesta era deja căsătorit, Continua să fie la fel de abuziv cu el ca și cum a fost atunci când era uh, Sem, era doar un copil. Și a plecat întristat de la casa tatălui său. Și mergând pe cărare către casa lui, s-a întâlnit cu un om. Și l-a întrebat: Cine ești? Că nu te-am mai văzut, ești de aici, din localitate? S-a uitat la el, bărbatul acela, și a spus: Eu sunt Isus Hristos, cel pe care tu vrei să-l cunoști. Și am venit să mă întâlnesc cu tine. Am venit să mă întâlnesc cu tine. Și a spus dar de unde să știu că tu ești persoana aceasta? Cum pot să uh, aflu mai multe despre tine? Unde locuiești? Vreau să vin să văd unde stai. Locuiești aici, în Mauritania. S-a uitat la el și a spus, am venit să-ți spun că există o carte în lumea aceasta care vorbește despre mine. Cartea asta se numește Biblia. Du-te, caută o Biblie și vei găsi în Biblie. Detalii despre cine sunt, unde locuiesc și cu ce mă ocup, care este rostul meu. Și a plecat, a dispărut, n-am mai fost acolo. L-am întâlnit pe semn în Portland, în Portland Oregon, în Statele Unite. Am văzut în viața, aceasta, în viața acestui bărbat mărturia transformării făcută de Hristos. Pentru că omul acesta a avut experiență de o întâlnire miraculoasă cu Dumnezeu pe cărarea vieții Lui. Și a fost binecuvântat să-L întâlnească pe Dumnezeu. Lucrurile acestea nu sunt povești pe care vi le spun aici doar pentru a colora mesajul din seara aceasta. Sunt lucruri care se întâmplă în zilele noastre astăzi. Să știți că biserica este prigonită în Mauritania și pentru ca frații să se adune la închinare petrec cam 16 ore. Cam 16 ore durează să se adune un grup de 20 de credincioși. Aici am văzut că în 10 minute se umple aici sala aceasta, nu știu cât, câteva sute de oameni. Însă durează 16 ore ca să se adune 20 de credincioși. Și în timpul în care se așteaptă unul pe celălalt, se roagă, cântă, dau slavă Domnului, apoi se întâlnesc toți, petrec două ore împreună ca și grup, și după cele două ore ies afară din gaură aceea în pământ unde se întâlnesc și merg fiecare în drumul lui, durând încă 16 ore ca fiecare să se împrăștie în drumul lui. Dați-mi voie să vă întreb în seara aceasta. Un om care ar fi avut o halucinație cândva în tinerețea lui, ar fi capabil de, 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 de a-și de pune viața sub asemenea riscuri și a trăi în condițiile în care trăiește relația lui cu Dumnezeu? Categoric nu. Omul acesta l-a întâlnit cu adevărat pe Dumnezeu. Aleluia. Eram în spitalul județean din Reșița. N-am să vă dau foarte multe detalii despre, des, despre experiența aceasta. Eram în spitalul județean din Reșița și m-am rugat într-o noapte când m-am zbătut între viață și moarte. Am fost diagnosticat cu abdomen acut, pentru că medicii de la Moldova 9 erau veniți aici, la Timișoara, pentru niște uh, ceva conferințe de specializare și uh, m-a consultat un medic ginecolog, că ăla era singurul medic care mai era la, la spitalul din Moldova 9. Și m-a trimis de urgență la reșița cu abdomen acut, că eu nu eram în area lui de specialitate. Și am ajuns la reșița mi-au luat temperatura, aveam temperatură foarte ridicată. Mi-au făcut raze la plămâni și au văzut că plămânii au două urme pe ei. Erau două pete pe plămâni și au zis, ai o infecție la plămâni și nu putem să îți facem operația pentru că riscăm să te pierdem pe masa de operație. Ei nu știau că în anul 1995, pe strada Madonna, numărul 5 la biserica din Ronas, Dumnezeu m-a vindecat de acea infecție la plămâni și Dumnezeu s-a atins de mine. A lăsat semnul acela, pentru că El este un Dumnezeu care lucră misterios, într-o mulțime de feluri. N-au vrut să mă opereze în după masa aceea și am rămas în niște chinuri groaznice. Nu știu dacă este cineva aici care a avut peritorită. Dar mi s-a infectat, mi s-a spart apendicele și mi s-a infectat tot abdomenul. Și eram în spitalul județean din să mă tăvăleam sub pat pe, pe, betonul acela rece al spitalului, pentru că nu mai suportam durerile, urlam de dureri. Și acolo, sub pat, m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă Tu ești un Dumnezeu care ai puterea asupra vieților oamenilor, Doamne, dăm zile și vreau să-mi iau angajamentul aici, sub patul ăsta de spital, că am să te slujesc toată viața, cu orice preț. Și am să stau la dispoziția ta. A venit dimineața, am fost aruncat aproape în sala de operație, la primul, la primul schimb, chiar era programat, nu știu ce, personalitate de prireștia pentru o operație de hernie și infirmiera, nici nu-i mai știu numele, pentru că n-am cunoscut-o pe femeia aceea, m-a luat, m-a pus pe targă, m-a aruncat în sala de operație, doctorul Soran, care a făcut operația aceasta, s-a uitat la ea și a zis, ce ai pățit? Și a zis, te rog, ial că moare, dacă nu-l operezi, acum moare. M-a operat, au trecut anestezia aceea și a venit la mine doctorul Soran, la capul patului și s-a uitat la mine și mi-a zis, băiete, mai Dumnezeu, ți-a scăpat viața. A fost la un pas de moarte. Pentru mine, el a fost ceasul întâlnirii cu Hristos. În acea seară, în salonul acela de la spital, a fost momentul în care Hristos a venit la mine. Nu L-am înțeles atunci, pentru că nu L-am putut înțelege de la prima interacție pe care am avut-o cu El. Însă rămâne acea noapte, ca o noapte de referință în viața mea, știind că în seara aceea, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Cel tot puternic, și-a întins mâna către viața mea, binecuvântat să fie numele Lui. Poate ai venit într-o sală de biserică și a intrat la, la adunare și ai auzit cuvântul Domnului. Și dintr-o dată acest cuvânt al lui Dumnezeu, fără să se întâmple nimic miraculos, după opiniile unora, a devenit pentru tine realitate și a început, a început să-ți placă cuvântul lui Dumnezeu. Păi credeți că mintea aceasta infectată de păcat iubește legea lui Dumnezeu? E imposibil să se întâmple așa ceva. Fratele păstor Philips citea în această seară din Efesen capitolul 2, versetul 8, că noi nu putem crede cuvântul lui Dumnezeu decât în urma intervenției miraculoase a lui Dumnezeu. Și vine Dumnezeu și ne dă darul credinței și credem acest cuvânt al Lui Dumnezeu și se întâmplă miracolul întâlnirii cu Hristos. Și acest cuvânt transformă viața noastră, binecuvântat să fie numele Domnului. Mărturia Evangheliei este oferită sau dată de întâlnirea personală cu Hristos. Noi așa că este minunat să putem vorbi în seara aceasta despre un Hristos care a murit și a înviat pentru noi și pentru păcatele noastre... Un Hristos care ne-a eliberat de povara trecutului nostru. Nu știu care au fost faptele de care dumneavoastră v-ați făcut vinovați în ziua iertării dumneavoastră, în ziua în care v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Însă, toți cei care l-ați întâlnit cu adevărat, ați experimentat acea eliberare de povara care a păsat peste Sufletul dumneavoastră, peste Inima dumneavoastră. Depresia, dezamăgirea, nemulțumirea au fost luate în mod miraculos. Și Dumnezeul Atotputernic a scris în dreptul dumneavoastră iertare și iertarea aceasta a umplut inima dumneavoastră de bucurie. Slăviți să fie numele Domnului pentru aceasta. Și un ultim lucru pe care cuvântul lui Dumnezeu îl sublinează aici, cu privire la Evanghelie, așa cum sublineam în introducere, este miracolul Evangheliei, miracolul acestei Evanghelii. Și auziți ce spune Apostolul în versetele 8 până la 11. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre Apostoli și nu sunt vrednic să port numele de Apostol, fiindcă am pregonit Biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă. Am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei. Noi așa propovăduim și voi. Așa ați crezut. Ce vrea să spună Pavel aici? Știți ce vrea să spună Pavel aici? Că miracolul acestei Evanghelii este evident, vizibil în viața noastră. Am predicat dimineața despre. Hristos în noi sau chipul lui Hristos în noi, asemenea lui Hristos. Vine Apostolul Pavel și spune aici, în primul rând aș sublinia că miracolul Evangheliei este faptul că ți se schimbă în momentul în care Evanghelia aceasta pătrunde în viața ta. Ți se schimbă optica, ți se schimbă felul în care te privești pe tine și felul în care îi privești pe ceilalți. Apostolul Pavel, la momentul în care scrie pasajul acesta, a fost singurul om educat dintre apostoli. Dacă ar fi venit într-un centru de echivalări de studii, la Ministerul Educației, la București, și, -și ar, ar, fi, ar fi încercat să-și echivaleze studiile, cei mai mulți cercetători ai Sfintelor Scripturi sunt de părere că studiile lui ar fi echivalat undeva la trei doctorate. Mai mult decât atât, la momentul la care scrie această... Evanghelie, acest cuvânt pe care noi îl citim aici, adresat corintenilor, experimentase puterea lui Dumnezeu, cum puțini oameni au experimentat-o. Citiți faptele apostolilor și vedeți călătoriile misionare ale acestui om. A predicat Evanghelia și s-au mântuit sute de oameni. Și-a întins mâinile asupra bolnavilor și aceștia s-au vindecat. A făcut lucrări minunate în numele Domnului Isus Hristos. Și-a văzut puterea unui Dumnezeu suveran care îl însoțea și care era peste el. Și când se descrie pe sine în pasajul acesta, n-a găsit un cuvânt mai josnic sau mai rău pe care să-l folosească pentru a descrie adâncimea dezastrului în care se afla când l-a întâlnit Hristos. Se descrie pe sine ca stârpitură. Știți ce înseamnă stârpitură? Este persoana care a supraviețuit unui avort. Adică a încercat să se facă avort și n-a murit fătul și a supraviețuit. Cumva că a ratat așa, a ajuns undeva în voia sorții. Pe... Era cel mai urât lucru care se, se putea întâmpla sau putea să descrie viața unui om. Și vine Apostolul Pavel și spune, dacă ar fi fost un cuvânt mai grav, mai greu, pe ăla l-aș folosi pentru a mă descrie pe mine. Pentru că Evanghelia lui Hristos în viața lui l-a transformat, i-a schimbat optica, i-a schimbat felul de a se privi. Cât de multe sunt ocaziile în viața noastră când îl abordăm pe Dumnezeu și îi spunem lui Dumnezeu dacă ai fi fost un Dumnezeu bun, nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta. Și punem sub semnul întrebării bunătatea lui Dumnezeu pentru că nu ne-au ieșit nouă socotelile așa cum ne-am fi planificat noi. Eram în județul Vaslui și după o seară de evangelizare am fost invitat la o familie. N-am să le dau numele înainte de dumneavoastră, că nu cred că vă ajută la nimic lucrul acesta. Însă sora care ne-a invitat la masă, am înțeles că a vrut neapărat să ne invite ca să stăm de vorbă cu soțul ei, care s-a lăsat de credință, nu mai venea la biserică. Și mi-am zis atunci, păi normal că o să stau de vorbă cu el, doar nu un om să-l Dar ce să-i spun eu la omul ăsta, nu? Dacă omul s-a hotărât să nu mai meargă la biserică, ce pot să-i spun, ce pot să fac? Și am stat de vorbă cu el. Și am ajuns să înțeleg durerea acestui om. Îmi spunea, Iulian, am fost un alcoolic. Mi-am bătut soția. Am fost o groază în localitatea aceasta. Pentru mulți oameni. Și într-o zi am înțeles că Dumnezeu vrea să mă schimb. Și m-am schimbat. Și au zis eu când m-am pocăit și când am fost transformat de puterea lui Dumnezeu. n am fost un pocăit de ăsta care umbla cu două plase. Într-o plasă ducea un bagaj și în cealaltă plasă ducea alt bagaj. Și m-am pocăit cu adevărat. A putut să mărturisească, poate femeia aceasta care trăiește cu mine în casă, soția mea să mărturisească lucrul acesta și pot mărturisi oamenii din localitatea aceasta. Că Dumnezeu mi-a schimbat viața și am devenit un alt om. După trei ani, copilul nostru care avea numai 16 ani s-a îmbolnăvit. Am mers la medici cu el și am încercat să-i salvăm viața. Și l-am pierdut. Și a trebuit neputincios să-mi duc la groapă propriul copil în vârstă de 16 ani. Port în sufletul meu o durere pe care nu pot descrie, pe care nu pot comunica cu cuvinte. Mă uit de câte ori, mă uit la Dumnezeu. Îmi vine să-i spun, ești nedrept! Cât am făcut tot felul de nebunii în lumea asta, nu mi-ai făcut nimic. M-ai lăsat, mi-ai dat din abundență tot ce am avut nevoie. Am avut bani, nu mi-a lipsit nimic. Și în momentul în care m-am hotărât să-mi schimb viața, îmi iei ce-am avut mai drag, îmi iei copilul pe care tot tu mi l-ai dat. De ce? Și a rămas cu întrebarea aceasta în minte și era supărat mânios pe Dumnezeu. L-am invitat cu lacrimi în ochi pentru că am fost sfârșiat de durerea acestui om. Numai cine trece printr-o experiență similară poate să înțeleagă ce înseamnă să-ți pierzi propriul copil. Eu n-am pierdut un copil care avea 16 ani. Am putut doar să simt în virtutea simpatiei și virtutea milei pe care am avut-o față de omul acela, când am văzut durerea lui, am putut să plâng împreună cu el. Însă, în final, după un timp de discuții împreună și rugăciune, omul acesta a ajuns să înțeleagă că, de fapt, în loc să-l tragă pe Dumnezeu la socoteală cu privire la moartea propriului copil, cel mai înțelept lucru ar fi. Să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, dacă tu ai hotărât lucrul acesta, tu știi de ce a fost mai bine să se întâmple așa. Mie îmi scapă din vedere lucruri pe care, nu, pe care nu le pot anticipa. Eu nu cunosc viitorul oamenilor. Și dacă tu ai hotărât să trec prin situația aceasta, Doamne, tu știi ce este mai bine pentru mine. Și, în consecință, Doamne, vreau să te laud pentru lucrul acesta. Am întâlnit oameni care au plâns sub povara greutăților prin care au trecut și poartă cu ei greutăți pe care cei mai mulți dintre noi, dacă le-am avea, ne-am clătina. Ni s-ar șubrezi picioarele. Aș putea să stau, am lucrat în spital o perioadă și aș putea să stau în seara aceasta aici cu dumneavoastră să vă spun câte situații am văzut în care oamenii sunt confruntați cu cazuri care de care mai complicate. Nu de puține ori am spus lui Dumnezeu, Doamne, te rog, Ajută-mă ca dacă cumva mă vei trece printr-o situație de genul acesta, să nu-mi pierd credința. Să nu-mi pierd credința, ci să rămân în picioare înaintea ta, Doamne. Și am văzut oameni care au rămas în picioare, care au rămas credincioși lui Dumnezeu, datorită atitudinii pe care au avut-o față, față de acest Dumnezeu suveran, atotputernic. Apostolul Pavel s-a uitat la sine și a zis, mi s-a arătat și mie, dar acesta este harul lui, nu este meritul meu. Nu este pentru că am fost eu mai special între cei din neamul meu. Nu este pentru că am fost mai înțelept și educat lângă Gamaliel, unul dintre cei mai renumiți învățători. Ci este numai datorită harului și îndurării lui Dumnezeu binecuvântat să fie numele lui. Și în loc să-l judece pe Dumnezeu, a zis lui Dumnezeu, Doamne, eu nu merit nimic. Tu ești totul. Tu ești totul. Această Evanghelie a schimbat statutul vieții lui și l-a făcut dintr-un prigonitor un apărător al Evangheliei. Credeți că lucrul ăsta se întâmplă peste noapte? Ați întâlnit oameni care au bat jocorit numele Domnului Iisus Hristos? Ați, ați auzit vreodată oameni care și-au permis grozăvia aceasta? Am auzit de o situație, în Gura Hon s-a întâmplat fratele Daniel, unul din tinerii de acolo, din biserică, mi-a mărturisit această întâmplare, îmi spunea de un caz care s-a întâmplat în biserica respectivă, cu ani în urmă. Că la cina Domnului a venit un bărbat și a zis că ce cina Domnului, ce puterea lui Dumnezeu. Am să vă arăt că iau cina și nu se întâmplă nimic. Și în aroganța lui a întins mâna să ia din blidul acela în care erau fărâmit, frânturile acelea de pâine, bucățile acelea de pâine rupte. Și în momentul în care a întins mâna, a rămas cu mâna blocată de la cot, n-a mai putut să facă niciun fel de mișcare. Singura, part, singura mișcare a mâinii era numai din cot. Eu n-am verificat să văd nume și persoanele care au trecut prin, prin experiențele acestea, însă eu cred că există un Dumnezeu atât puternic, binecuvântat să fie numele Lui. Și un Dumnezeu care la final va trage socoteala, un Dumnezeu care nu va rămâne la nesfârșit, un Dumnezeu bun și un Dumnezeu care va răbda toate jocurile oamenilor. Și Apostolul Pavel s-a uitat la el și a zis, am fost prigonitor al lui, a Bisericii Lui Hristos. Însă astăzi sunt apărător al aceleiași instituții. Iisus Hristos mi-a transformat viața în mod radical. Câți dintre dumneavoastră, dintre cei care sunteți aici, nu trebuie să ridicați o mână? Ați avut probleme cu infidelitatea înainte să-L întâlniți pe Hristos? Și l-ați întâlnit pe Iisus Hristos și viața dumneavoastră s-a transformat. Vi-a fost iertate păcatele și astăzi trăiți eliberați de păcatele acelea grozave în care vă duceați existența de fiecare zi. Câți dintre cei care sunteți aici n-ați avut probleme cu, 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 tutunul, cu țigările și poate ați fumat fără să vă puteți opri. Și în momentul în care Hristos a atins viața dumneavoastră, a primit puterea din partea lui Dumnezeu să vă lăsați de toate vicile și să-L slujiți pe Dumnezeu cu credincioșie. Câți dintre cei care sunteți aici nu s-a întâmplat să fi avut probleme cu alcoolul și dintr-o dată, întâlnirea cu Hristos, să vii vindecat această dependență, despre care specialiștii contemporani spun că trebuie perseverență și eu știu ce disciplină ca să poți să ieși din rutina aceasta provocată sau produsă uh, asupra creierului uman și nu se știe dacă vei mai scăpa vreodată de dependență. Vreau să spun în seara aceasta că evanghelia lui Hristos schimbă viețile oamenilor și astăzi, binecuvântat să fie numele lui, te poate transforma. Te poate face dintr-un om în starea în care ești, într-un om plăcut lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Haideți să ne ridicăm, ne apropiem de finalul serii. Vreau să avem un moment de liniște în seara aceasta. În timp ce stăm cu capetele plecate înaintea Lui Dumnezeu, n-aș vrea să vă uitați unii la alții sau să fiți curioși de ce se întâmplă lângă dumneavoastră. Aș vrea să respectați de demnitatea semenilor dumneavoastră. să respectați pe cei cu care sunteți la biserică în seara asta. Nu vă frământe curiozitatea ce se întâmplă în viața altora. Aș vrea să vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos. Ce ați primit? Ați primit un set de ritualuri seci care v-au obosit, care de multe ori v-au dezamăgit și v-au arătat că nu se schimbă nimic, nu se întâmplă nimic în viața dumneavoastră? Ați fost mințit de oameni? Ați umblat la biserică de când vă știți, pentru că părinții au fost pocăiți dintotdeauna și e normal că nu schimbăm credința, că așa e bine să păstrăm credința părinților noștri. Și vă aflați în biserica Domnului doar pentru că n-ați vrut să-i supărați pe părinți? Ce evanghelie aveți în sufletul dumneavoastră? Ce mesaj purtați cu dumneavoastră? În seara aceasta Iisus Hristos a venit la poarta cerului ca să se întâlnească cu dumneavoastră. A venit pentru că vrea să vă iasă în cale, vrea să vă iasă înainte. A venit pentru că vrea să facă o diferență în viața dumneavoastră. A venit pentru că vrea să pună în inima dumneavoastră un mesaj a cărui autenticitate nu poate fi contestată de nimeni și nimic. A venit și prin realitatea acestui mesaj, vrea să anuleze toate păcatele trecutului dumneavoastră. Vrea să vă ierte de toate greșelile și toate faptele pe care le-a săvârșit împotriva numelui Lui Dumnezeu. A venit ca să vă dea o experiență personală. A venit ca să creeze un moment în viața dumneavoastră în care, la care să puteți să faceți referire de astăzi înainte, spre care să vă uitați și să spuneți, în data cutare, Dumnezeu și-a întins mâna către mine, mi-a arătat iubirea și dragostea Lui, pentru că i-a păsat de mine, mi-a arătat toate păcatele mele și mi-a transformat viața. Am o întrebare simplă pentru dumneavoastră. N-ați vrea să primiți în seara aceasta, în inima dumneavoastră, această Evanghelie? N-ați vrea să plecați în seara aceasta de la poarta cerului, nu cu bagajele oamenilor și cu filozofiile foarte aranjate sau diclusite ale unor teologici iscusiți, ci cu un mesaj curat, autentic, pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, că Isus Hristos a murit pentru păcatele dumneavoastră și pentru că El a înviat dintre cei morți pentru iertarea și eliberarea dumneavoastră. N-ați vrea să plecați de aici în seara aceasta cu acest mesaj în inimă. O viață transformată prin puterea acestui mesaj. Dacă ești aici și vrei în seara aceasta, îl primești în inima ta pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Și dacă vrei ca El să-ți transforme viața, să te schimbe, să te facă un alt om, să-ți schimbe destinul veșnic. Aș vrea să te rog să faci un semn cu mâna și ne vom ruga pentru tine în seara aceasta. Să Astăzi este seara în care Hristos vrea să schimbe viața ta. voi pune foarte multă presiune pe dumneavoastră, n-am intenționat lucrul acesta, ci vreau să vă mai întreb încă o singură dată. În fața provocărilor cuvântului lui Dumnezeu, dacă ești aici și vrei să pleci acasă cu o Evanghelie care îți schimbă și îți transformă viața în inimă, te rog, fă un semn cu mâna, ridic o mână sus și Dumnezeu va onora această decizie. Dumnezeu să vă bine. fost mai multe mâini ridicate înaintea Domnului și aș vrea să vă rog acum să venim într-o rugăciune cu toții înaintea Domnului. Și cei care au fost deja mântuiți, transformați prin această Evanghelie pe care Apostolul Pavel ne-a făcut-o de cunoscut fiecăruia dintre noi în revelația cuvântului scris pe care îl avem. Aș vrea în seara aceasta să-i mulțumim Domnului și să-i spunem Domnului, Doamne, te lăudăm pentru că Tu ești un Dumnezeu care schimb viețile oamenilor și astăzi. Dacă ești aici și ai ridicat o mână sus, Vreau în seara aceasta să-i spui Domnului, Doamne, vreau să nu plec fără Tine din locul acesta. Vreau, Doamne, ca viața mea să fie transformată prin mijloacele Harului Tău, Doamne. Vreau să am o optică diferită asupra vieții. Vreau, Doamne, să fiu schimbat 100% pentru împărăția Ta. Și vei ca Dumnezeu să asculte rugăciunea aceasta înălțată către El. Ne rugăm împreună cu toții, așa cum stăm ridicați în picioare.